Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 21 noiembrie pentru Zodia Balanță. Oamenii mei dragi, în această zi o ofertă va veni în viața mea voastră. Asta în ce înseamnă? Asul de monede. O sumă de bani, o oportunitate, un nou loc de muncă sau în ce privește fizicul dumneavoastră, corpul dumneavoastră. Trebuie să fiți mai atenți în ce privește corpul dumneavoastră, veți da atenție, veți îngriji mai mult, veți primi ceva, e posibil să primiți ceva, un cadou, bani, o oportunitate, un nou loc de muncă, văd o veste, e posibil, ceva în ce privește abundența sau în ce privește corpul dumneavoastră sau în ce privește un cadou. Asul de monede înseamnă o nouă oportunitate în ce privește stabilitatea financiară și 10 de cupe, o familie unită, o familie unde este armonie. E posibil să aveți și copii, în această zi va avea un rol important familia, copiii, lucrurile de familie. E posibil în această zi și să faceți cheltuieli în ce privește familia sau o stabilitate ce privește familia sau ceva, văd că va prinde rădăcini, se va stabili, veți prinde rădăcini ce privește această familie sau veți prinde rădăcini acolo, în casa dumneavoastră, în familia în care sunteți. Și văd foarte multă bucurie, văd foarte multă armonie, stabilitate, siguranță. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită îngerul, arcangelul Rafaele, deci de data asta. Zice că te voi ajuta să vindeci deranjul fizic care tu și alte persoane suferiți. Ești un vindecător ca și mine. Ceea ce spuneam în această zi, arcangelul Rafael vă transmite că vă va ajuta să vă vindecați acele deranjuri fizice. Dacă aveți dureri în ce privește corpul dumneavoastră și suferiți de anumite dureri, el în această zi vă va ajuta să vă odihniți împreună, să stați în mijlocul familiei, să vă odihniți, să vă recuperați în ce privește corpul dumneavoastră, cum spuneam la început, să vă dați timp și îngrijiri în ce privește corpul dumneavoastră și el vă va ajuta. Arcangelul Rafael vă va ajuta să vă faceți mai bine, să vă reveniți, să spunem așa. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi cât mai plăcută și eu vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!